Scorpionul. Un călugăr se așezase pe malul unui râu să mediteze. Deschizând ochii, văzu un scorpion care căzuse în apă și lupta disperat să se mențină la suprafață pentru a salva viața. Cuprins de milă, călugărul nostru își vâră mâna sub apă, prinse scorpionul și îl lăsă viu și nevătămat pe uscat. Drept răsplată, insecta se repezi spre el și îl mușcă, pricinuindu-i o durere năprasnică. Călugărul se întoarse la meditația sa și când deschise din nou ochii, văzu că scorpionul iar căzuse în apă și se zbătea din răzputeri să scape de acolo. Îl salvă pentru a doua oară, dar și de asta dată scorpionul îl împunse pe salvătorul său, în așa fel încât acesta urlă de durere. Același lucru se petrecu și a treia oară, iar călugărul avea lacrimi de durere în ochi în urma crudelor împunsături în mână. Un țăran care văzuse cele întâmplate grăi: de ce te încăpățânezi să ajuți acea făptură nesuferită, care în loc să-ți fie recunoscătoare, îți face numai rău? Deoarece amândoi ne urmăm natura, răspunse călugărul. Scorpionul este creat ca să-și verse veninul, iar eu sunt creat pentru a fi îndurător. Noi pentru ce suntem creați oare?